Premiul de excelență pentru sustenabilitate și inovație în industria porțelanului va fi înmânat de domnul Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, doamnei Rodica Vasin, CEO Apulum Alba Iulia. Seara. Emoțiile sunt. Nu este ușor să vorbești despre o fabrică care e de producție. Producția este dificilă, dar în 2007, când am preluat fabrica de porțelan Apulum, a fost o sfidare profesională. Și pot spune astăzi că din 2007 până astăzi, această fabrică a fost recunoscută la nivel european și se poate spune livrăm și în Mexic, în Statele Unite, în Mexic, Australia, ca cea mai mare fabrică de porțelan, o fabrică care lucrează deja pentru branduri importante și asta a fost realizarea cea mai mare. Nu este fabrica economică care în anii trecuți era considerată o fabrică nu concurentă chinezilor, dar era considerată o fabrică de calitate mai inferioară. Deci astăzi putem să spunem că suntem cunoscuți ca producători al unor branduri importante europene. Și pentru mine a fost, fiind o sfidare profesională, a fost o realizare. Nu vă pot spune mai mult decât că în perioada aceasta, deoarece producția ar avea foarte multe de spus, în această perioadă dificilă, fabrica a lucrat și a garantat salariile la 1500 de familii, a făcut investiții importante, care în ultimii 2 ani, cu problema care era și cu energia, a luat măsuri pentru a garanta în continuare producția. Investiții noi, parc industrial, fotovoltaice și alte care vor fi unele proiecte mai mari vor fi terminate în 2023, adică acest an. O realizare care pot spune că este importantă din punctul meu profesional, că am reușit să coincid experiența mea cu dorința de succes a tinerilor. Și pentru mine a fost foarte important, deoarece în punctele importante de producție, astăzi sunt tineri ingineri, tineri mecanici, contabili, deci în punctele importante, economiști, am pus o generație nouă, care, într-adevăr, cu entuziasm, se dedică acestei fabrici. Succesul meu a fost și este și succesul oamenilor de care m-am înconjurat. Deci, ce aș dori ca să transmit doamnelor, deoarece 80% din angajate sunt femei, să aprecieze și porțelanul din România, care probabil este cumpărat cu numărul unor branduri. Deci, sper mult, doamnelor, veți vedea în unele magazine, sper că vor fi de desfaceri, noi avem doar în Alba Iulia, și să vă transmit că se poate vizita. În luna iunie e o perioadă de prezentare a fabricii și între 1 și 10 iunie este ziua ceramistului, care fabrica face o sărbătoare cu muncitorii și împreună cu invitații care vor veni. Deci îmi face plăcere să vă informați și vă considerați și invitați. Putem să ne permitem să avem un număr de invitați și veți cunoaște această fabrică care are 53 de ani, deci face parte din istoria țării. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu, sunt onorată, chiar dacă a fost o perioadă dificilă, sper mult ca să fie cunoscută și de tineri, de generație mai matură,
este cunoscută, dar aș dori ca și tinerii să fie mândri de această fabrică de producție. Deci, e Aplum S.A. Porțelan. Vă mulțumesc, n-am vrut să vă mai rețin prea mult, dar aș avea foarte multe de spus. Vă mulțumesc și mulțumesc organizației pentru acest premiu. Felicitări domnului Vasi pentru premiul pe care l-a primit. Dacă dânsa a avut emoții când a început, să știți că și noi avem emoții în momentul în care luăm un produs de porțelan de la Aplum. Eu sunt sigur că s-ar putea chiar și în această sală să existe un asemenea produs și fiind statistician, dau și câteva cifre care sunt într-adevăr extraordinare. 50 de milioane de piese produse într-un an înseamnă ceva. 160.000 de metri pătrați cât are fabrica, iarăși înseamnă foarte mult. 1.100 de angajați în această perioadă înseamnă foarte mult pentru o firmă din România. Și mai e un aspect foarte, foarte interesant. Cifra de volumul sau desfacerile sunt realizate atât în România cât și în străinătate, ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Și dacă nu mă înșel, produceți peste 2000 de produse în această fabrică și ultima cifră pe care o dau, peste 50 de ani de activitate. 53 de ani. 53 de ani pentru o firmă înseamnă foarte mult, mai ales că a început într-o anumită perioadă în care multe lucruri mergeau în virtutea inerției, dar după 1990 a trebuit să reziste aceste economie de piață în care produsele cele mai bune, dar managementul contează foarte mult, au rezistat pe piață și astăzi, sincer să vă spun, eu am emoție când merg la, nu dau numele magazinului, și văd pe spate că sunt produse de Aplum sub firma respectivă. Felicitări dumneavoastră și tuturor domnilor și tuturor celor care lucrează la această firmă. Și voi veni sigur în perioada... Thank you.